Capitolul 5. Cele patru teme inconștiente Cele mai puternice legături sunt cele cu oamenii care ne-au dat naștere. Nu pare să aibă nicio importanță câți ani au trecut, câte trădări au avut loc și prin câte nenorocire a trecut familia. Rămânem conectați chiar și împotriva voinței noastre. Anthony Brandt Indiferent dacă moștenim emoțiile părinților noștri încă din pântec, dacă ne sunt transmise în relația primară cu mama sau dacă le împărtășim prin intermediul loialității inconștiente sau al traumelor familiale, un lucru este clar. Viața ne împinge către ceva nerezolvat în trecut. Ne iluzionăm crezând că ne putem face viața exact așa cum plănuim. Prea adesea intențiile noastre sunt contrazise de acțiunile noastre. Ne putem dori să fim sănătoși, dar mâncăm prea multă mâncare de proastă calitate, sau găsim scuze ca să nu facem mișcare. Putem tânji după o relație de iubire, dar ne îndreptăm, îndepărtăm noi înșine, de îndată ce se apropie de noi un potențial partener. Putem să avem o carieră importantă, dar reșuăm în a face pașii necesari pentru a o realiza. Ce e mai rău e că tocmai acel lucru care ne trage înapoi este adesea invizibil pentru noi, făcându-ne să rămânem frustrați și derutați. Căutăm răspunsuri în locurile pe care le știm cel mai bine. Ne concentrăm pe lipsurile modului în care am fost crescuți. Rumegăm evenimentele supărătoare din copilărie care ne-au lăsat fără putere. Îi învinovățim pe părinții noștri pentru nenorocirile care ni s-au întâmplat, reluăm mereu și mereu aceleași gânduri. Totuși, acest mod de a ne reaminti lucrurile rare ori face ca acestea să se îndrepte. Dacă nu putem vedea sursa problemei, nemulțumirile nu pot decât să ne perpetueze nefericirea continuă. În acest capitol vom afla despre cele patru teme inconștiente care întrerup continuitatea progresului vieții patru moduri în care pot fi blocate relațiile succesul și sănătatea noastră înainte de a merge mai departe să vedem cum am ajuns până aici curgerea vieții calea a fost simplă am venit aici prin părinții noștri în calitate de copii ai părinților noștri suntem conectați la ceva vast care se întinde înapoi în timp Chiar până la începutul umanității înseși. Prin părinții noștri ne conectăm la curentul vieții, deși nu suntem sursa acelui curent. Ne-a fost dată doar scânteia transmisă biologic odată cu istoria noastră familială. Se poate că și simțim cum trăiește ea înăuntru nostru. Această scânteie este forța noastră vitală, probabil că o poți simți pulsând înăuntru tău chiar acum, în timp ce citești aceste rânduri. Dacă te-ai aflat vreodată în prajma cuiva care a murit, ai putut simți cum scade această forță. Poți simți chiar momentul exact al separării, atunci când această forță părăsește corpul. La fel, dacă ai asistat vreodată la o naștere, ai putut simți cum forța vitală umple camera. Această forță vitală nu se oprește în momentul în care te naști ea continuă să curgă din părinții tăi în tine, chiar dacă te simți deconectat de ei. Am observat în practica, în practica mea clinică, dar și în viața mea personală, că atunci când conexiunea cu părinții noștri curge liber, ne simțim noi înșine mai deschiși să primim ceea ce ne aduce viața. Când legătura noastră cu părinții este deficitară sub orice aspect, simțim că forța vitală de care dispunem este limitată. Ne putem simți blocați și încordați, sau ne simțim în afara curgerii vieții, ca și cum am înnota în susul răului, contra curentului. Într-un final, ajungem să suferim și nu știm de ce. Dar avem în noi resursele ca să ne vindecăm. Să începem cu evaluarea legăturii cu părinții noștri, chiar în acest moment, indiferent dacă ei sunt încă în viață sau nu. Sesizarea fluxului Acordă-ți un minut și simte conexiunea sau lipsa de conexiune pe care o ai cu părinții tăi. Indiferent care este povestea ta despre ei, simte relația pe care o ai cu ei și felul în care aceasta îți afectează corpul în plan fizic. Vizualizează-i pe părinții tăi biologici stând în picioare în fața ta. Dacă nu i-ai întâlnit niciodată sau dacă nu îi poți vizualiza, Simtele pur și simplu prezența. Păstrează imaginea în minte și puneți următoarele întrebări. Îi primesc cu bucurie sau îi resping? Simt că ei mă primesc cu bucurie? Îi simt diferit pe unul față de celălalt? Corpul meu este relaxat sau încordat în timp ce îi vizualizez pe ei? Dacă de la ei ar curge către mine o forță dătoare de viață, cât din ea ar ajunge la mine? 5%, 25%, 50%, 75% sau în întregime, 100%. Forța vitală curge liber către noi, din părinții noștri. Noi nu trebuie să facem nimic. Singura noastră sarcină este doar să o primim. Imaginează-ți Forța vitală ca și cum ar fi un cablu principal de alimentare cu curent electric din locuința ta. Toate celelalte cabluri care se desprind către fiecare dintre camere depind de cablul principal pentru a fi alimentate cu curent electric. Nu contează cât de bine ne cablăm casa. Dacă conexiunea cu cablul principal este compromisă, alimentarea va fi afectată. Acum să vedem cum poate fi afectat acest cablu principal de cele patru teme inconștiente. 4 teme inconștiente care întrerup fluxul vieții. Aceste teme ne sunt comune tuturor, dar efectele lor sunt inconștiente în fiecare dintre noi. 1. Am fuzionat cu un părinte. 2. Am respins un părinte. 3. Am suferit o ruptură a legăturii primare cu mama. 4. Ne-am identificat cu un alt membru al sistemului nostru familial, altul decât părinții. Oricare din aceste teme ne poate afecta capacitatea de a prospera și de a ne atinge scopurile pe care ni le propunem. Ne poate, ne poate limita vitalitatea, sănătatea și scopul în viață. Ele apar în comportamentul și în relațiile noastre, apar în cuvintele noastre. Cele patru teme sunt relaționale, prin faptul că descriu aspecte ale modului în care relaționăm cu părinții noștri și cu alte persoane din sistemul nostru familial. Dacă înțelegem aceste teme și știm cum să le căutăm, le putem identifica pe cele care operează în noi și ne împiedică să ne bucurăm din plin de experiențele noastre de viață. Deconectarea de mama sau de tatăl nostru stă la baza a trei dintre cele patru teme inconștiente și este primul loc în care trebuie să căutăm când dăm de necaz. Există și alte întreruperi ale forței vitale care ne poate împiedica să trăim împliniți. Dar aceste întreruperi nu sunt întotdeauna inconștiente și nu implică în mod necesar un părinte sau un alt membru al sistemului nostru familial. O astfel de întrerupere apare atunci când trăim o traumă personală. Chiar dacă suntem conștienți de efectele traumei asupra noastră, putem fi incapabili să îi găsim rezolvarea. Un alt tip de întrerupere apare atunci când ne simțim vinovați pentru ceva ce am făcut sau pentru o nelegiuire pe care am comis-o. Poate că am luat o decizie care a rănit pe cineva sau am părăsit o relație într-un mod brutal, ori am luat ceva care nu ne aparținea, sau în mod intenționat sau accidental am luat viața cuiva. Vinovăția ne poate îngheța forța vitală într-o infinitate de moduri. Iar atunci când ne este recunoscută sau rezolvată, ea se poate extinde la copiii noștri și chiar la copiii acestora. Veți citi mai departe despre aceasta în capitolele care urmează. Mai întâi, să aruncăm o privire asupra celor patru tipuri de ruptură care au o legătură directă cu părinții noștri sau cu un alt membru al sistemului familial. 1 ai fuzionat cu sentimentele, comportamentele sau experiențele unuia dintre părinți? Încearcă să-ți amintești. A suferit vreunul dintre părinți emoțional, fizic sau psihologic? Te-a durut să-i vezi cum suferă? Ai vrut să iei tu durerea? Ai încercat? Te-ai aliat vreodată cu sentimentele uneia dintre părinți împotriva celuilalt? Ți-a fost frică să îți arăți sentimentele față de unul dintre părinți, de teamă să nu rănești pe celălalt? Mulți dintre noi luăm asupra noastră în mod inconștient durerea părinților noștri. Când suntem copii, ne dezvoltăm gradual sentimentul de sine. Dar nu învățăm și cum să ne separăm și să fim conectați în același timp cu părinții noștri. În inocența noastră, poate că ne-am închipuit că le putem alina nefericirea reparând-o sau împărtășindu o cu ei. Dacă o trăim și noi, ei nu mai trebuie să o ducă singuri. Dar acesta este un mod fantasma, fan, fantasmatic, fantasmatic de a gândi și duce doar la mai multă nefericire. Găsim peste tot în jurul nostru tipare comune de nefericire. Mamă tristă, fică tristă, tată nerespectat, fiu nerespectat. Dificultățile relaționale ale părinților oglindite de copii. Când fuzionăm cu un părinte, în mod inconștient, împărtășim un aspect, adesea un aspect negativ al experienței de viață a acestui părinte. Repetăm sau retrăim anumite situații sau circumstanțe fără să întrevedem acea legătură care să ne elibereze. Povestea lui Gavin Povestea care urmează ilustrează felul în care această dinamică, adeseori ascunsă, poate să întrețină o suferință pe care ne simțim incapabili să o rezolvăm. Când Gavin avea 34 de ani, a luat o serie de decizii financiare nesăbuite, care i-au costat pe el și pe familia lui toți banii pe care i-a economisit. Recent fusese dat afară din slujba pe care o avea ca manager de proiect, pentru că nu reușea să respecte termenele de predare. Cu o soție și doi copii mici acasă, Gavin era disperat. Zbătându-se să-și plătească facturile și având și căsnicia pusă acum în dificultate, Gavin aluneca pe spirala unei depresii profunde. Când era copil tatălui, care avea și el tot în jur de 35 de ani pe atunci, a pierdut toate economiile familiei la cursele de cai, crezând că obținuse niște informații confidențiale despre un anumit cal. Atunci mama lui Gavin a luat copiii și s-a mutat înapoi acasă la părinții ei. De atunci Gavin și-a mai văzut rare ori tatăl, mama lui vorbind despre el ca despre un om egoist, un dependent de pariuri, un ratat. Acum la 34 de ani, cu toate că nu făcuse nicio legătură în mod conștient, Gavin repeta experiența de ratat a tatălui lui. Pierduse și el economiile familiei și acum se confrunta cu pericolul de a-și pierde soția și copiii. Abia în ședința pe care a avut-o împreună, Gavin a realizat că de fapt retrăia trecutul. Gavin nu putea înțelege cum de viețile lor oglindea un tipar atât de asemănător de vreme ce el fusese ținut departe de tatălui. Neavând o legătură conștientă cu tatălui, Gavin își modelase una inconștientă. Fără să-și dea seama, el repeta eșecurile tatălui lui. Înțelegând acest lucru, Gavin și-a propus să restabilească relația ruptă dintre ei. Trecuseră aproape 10 ani de când vorbiseră ultima dată. Conștient de propria sa rezistență și de faptul că îl cunoștea pe tatăl lui mai mult din povestirile mamei, Gavin a făcut primul pas, cu precauțiune, -precau 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 dar cu o minte deschisă. Într-o scrisoare redactată de mână, i-a spus tatălui lui că este bunicul la două fetițe și că îi părea rău că nu păstrase legătura. Gevin a așteptat șase săptămâni, dar nu a primit niciun răspuns. Se temea că tatăl lui murise sau, chiar mai rău, își imagina că tatălui îl renegase cu totul. Acordând încredere un instinct pe care îl simțea în spatele temerii sale, Gevin a pus mâna pe telefon și a format numărul. S-a bucurat că a făcut-o a aflat cu surprindere că tatălui nu primise scrisoarea. În timp ce vorbeau amândoi, bărbații se încurcau stânjeniți în cuvinte și emoții, în timp ce încercau să realizeze o conexiune unul cu altul. După câteva convorbiri crispate la telefon, au început să iasă la suprafață sentimente autentice. Kevin a reușit să îi spună tatălui că îi lipsise profund. I-a povestit lui Gavin cât de incredibil de dureros fusese pentru el să-și piardă familia și cum nu trecuse nicio zi fără să se simtă fără rost. Tatăl i-a propus să se întâlnească față în față. Gavin a fost de acord. După câteva săptămâni, depresia care îl cuprinsese pe Gavin a început să se amelioreze. Avându-l pe tatălui din nou în viața sa, Gavin a început să stabilizeze lucrurile acasă, recâștigând încrederea soției pe care o pierduse și întărindu-și legătura cu copiii. Era ca și cum găsise o cheie despre care nu știu să niciodată că îi lipsește. Gavin a reușit să descuie cufărul în care fusese încuiate cele mai importante valori ale vieții lui, legătura sa cu familia. Ultimul lucru pe care l-ar vrea părinții noștri este să-și vadă copiii suferind în locul lor. Este o aroganță și o grandomanie să credem că noi, copiii, suntem mai bine dotați decât părinții noștri, pentru a gestiona suferințele lor. Este și în dezacord cu mersul vieții. Părinții noștri au existat înaintea noastră. Ei au avut grijă ca noi să supraviețuim, nu noi, copiii, ne-am îngrijit de ei când eram mici. Când un copil preia povara unui părinte, fie conștient, fie inconștient, el nu va cunoaște experiența de a-i se oferi ceva. Și poate avea dificultăți să primească în relațiile lui de mai târziu. Un copil care are grijă de un părinte de multe ori își construiește un tipar de supra-solicitare pentru întreaga sa viață și își creează o schemă care îl va face să se simtă tot timpul copleșit, încercând să împărtășim sau să ducem povara părintelui nostru, continuăm suferința familiei și blocăm curgerea vieții și a forței vitale. Chiar și atunci când avem grijă de părinții noștri bolnavi sau bătrâni, asigurându-le ceea ce ei nu pot să facă singuri, este important să păstrăm și să respectăm integritatea relației părinte-copil și să nu lezăm demnitatea părinților noștri. 2. L-ai judecat, învinovățit, respins sau te-ai dezis de vrunul dintre părinți? Dacă vrem cu adevărat să primim viața cu brațele deschise și să simțim bucuria de a trăi, dacă vrem cu adevărat relații profunde și satisfăcătoare și să vibrăm de sănătate, dacă vrem cu adevărat să trăim la nivelul întregului nostru potențial, fără sentimentul de a fi sfâșiați pe dinăuntru, trebuie mai întâi să ne reparăm relațiile rupte cu părinții noștri. În afară de faptul că ne-au dat viață și sunt o parte în inexorabilă din noi înșine, părinții noștri sunt calea de acces către puterile noastre ascunse și forțele noastre creative, dar totodată și către provocările, care la rândul lor fac parte din moștenirea noastră ancestrală. Fie că sunt morți sau vii, fie că ne-am îndepărtat de ei sau avem cu ei relații amiabile, părinții noștri și traumele pe care le-au trăit sau moștenit dețin cheia vindecării noastre. Chiar dacă simți că mai degrabă ai înghiți un pumn de pioneze decât să-ți deschizi sufletul către părinții tăi, acest pas nu poate fi evitat, indiferent cât de mult ți-ar lua. Mie mi-au trebuit 36 de prânzuri luate săptămânal cu tatăl meu, sergent de marină militară, înainte ca el să-mi spună în sfârșit că nu a crezut niciodată că eu îl beam. Relațiile rupte derivă adesea din evenimente dureroase din istoria noastră familială și se pot repeta generații la rând, până când ne aducem curajul și ne adunăm curajul să renunțăm la judecățile noastre, să ne deschidem inimile încleștate și să ne privim părinții și pe alți membri ai familiei noastre prin prisma compasiunii. Doar așa putem lăcui durerea care ne împiedică să ne bucurăm de plin de viață. Chiar dacă la început putem să facem această mișcare doar la nivel intern, este important să găsim un loc înăuntru nostru în care să ne putem înduioșa când ne gândim la ei, fără să ne crispăm. Această metodă poate fi contra, contrară față de ceea ce am fost învățați. O mare parte a terapiei prin cuvânt convenționale, se concentrează pe blamarea părinților, drept cauza originară a suferinței. Așa cum șoarecii se învârt la nesfârșit în același labirint, mulți oameni își pierd decenii din viață, rumegând aceleași vechi povești despre cum au greșit părinții lor față de ei și cum le-au nenorocit lor viețile. întreabă -te, îl respingi îl învinovățești sau îl judeci pe unul dintre părinți pentru ceea ce simți pentru el. Îl disprețuiești pe unul dintre părinți sau pe ambii. Te-ai îndepărtat de vreunul dintre ei? Să zicem că o învinovățești și o respingi pe mama ta. Să zicem că o consideri vinovată pentru că nu ți-a dat destul din ceea ce simți că ar fi trebuit să primești. Presupunând că acest lucru este adevărat din punctul tău de vedere, te-ai întrebat și ce i-s-a întâmplat ei? Ce eveniment a avut puterea să întrerupă fluxul iubirii în relația voastră? S-a întâmplat ceva, ceva separat sau ceva care a separat-o pe ea de părinții ei? Poate că mama ta a avut o rană provocată de mama ei și nu a putut să își dea, să-ți dea ceea ce nu ai primit. Capacitatea ei de a fi părintă a fost limitată de ceea ce ea nu a primit de la părinții ei. Dacă o respingi pe mama ta, este posibil ca între tine și ea, să fi intervenit un eveniment traumatic. Poate că mama ta a pierdut un copil înainte să te naști tu sau a dat un copil spre adopție sau și-a pierdut prima iubire într-un accident când era tânără. Poate că tatăl ei a murit când era mică sau fratele ei iubit a fost omorât. Undele șocului unei asemenea eveniment te-ar putea afecta pe tine, dar evenimentul real nu ar avea nimic de a face în mod direct cu tine. În schimb, trauma ar putea bloca capacitatea de a fi prezentată și de a oferi atenție mamei tale, oricât de mare ar fi iubirea ei pentru tine. În copilărie o poți percepe pe mama ca fiind indisponibilă, absorbită de sine sau închisă în ea însăși. Ai putea atunci să o respingi. Pentru că tu iei personal fluxul ei sărac de iubire, ca și cum ea ar fi decis să nu-ți-l ofere. Adevărul mai profund ar putea fi acela că mama ta nu avea acces la iubirea pe care ai tânjit să-ți-o ofere. Orice copil născut în circunstanțe asemănătoare ar primi probabil un tip similar de îngrijire maternă. Ai putea să o consideri vinovată pe mama ta dacă te-ai îndepărtat de ea pentru că nu a răspuns la toată iubirea pe care tu i-ai oferit-o când erai copil. Poate că ea era deprimată și plângea mult și poate că tu ai încercat să o faci fericită cu iubirea ta. Poate că ai avut grijă de ea și ai încercat să-i alin durerea. Poate că într-o zi ți-ai dat seama că toate strădanile tale ai ușuat, că iubirea ta nu o poate face pe mama ta să se simtă mai bine. Și astfel te-ai distanțat de ea și ai învinovățit-o că ea nu ți-ar fi dat ce aveai tu nevoie. Când, de fapt, tu simțeai și te simțeai nevăzut. În ciuda întregii iubiri pe care o ofereai, sau cu inima frântă, pentru că nu-ți putea întoarce iubirea în același mod. Poate că îndepărtarea de ea a fost singura opțiune pe care tu ai știut-o. Îndepărtarea te poate face să te simți liber la început. Dar este libertate falsă pe care ți dă o apărare infantilă. Într-un final, îți va limita experiența de viață. Poate că îi reproșezi una dintre părinții tăi sau poate că îl judeci sau îi judeci pentru că s-a războit cu celălalt, dar tu te-ai simțit forțat să iei partea. Adesea, copilul va fi loial în mod deschis unuia dintre părinți, dar în secret va fi credincios celuilalt. Copilul și-ar putea crea o legătură ascunsă cu părintele respins sau denigrat prin adoptarea sau imitarea aspectelor acestui părinte considerate ca fiind negative. Să ne gândim încă o dată la acest lucru. Este posibil ca emoțiile, trăsăturile și comportamentele pe care le respingem la părinții noștri să continue să trăiască prin noi. este modul nostru inconștient de a-i iubi. Un mod de a-i aduce înapoi în viețile noastre. Am văzut ce rol a jucat în mod inconștient acel tipar din viața lui Gavin. Când îi respingem pe părinții noștri, nu putem vedea cât de mult ne asemănăm cu ei. Nu recunoaștem comportamentele lor la noi și de multe ori le proiectăm asupra oamenilor din jurul nostru. Sau invers, putem atrage prieteni Parteneri intimi sau parteneri de afaceri care prezintă chiar acele comportamente pe care noi le respingem, punându-ne la dispoziție o infinitate de oportunități pentru a recunoaște și a vindeca acea dinamică specifică. La nivel fizic, respingerea părinților poate fi simțită ca o durere, o tensiune, o amorțeală în corp. Vom simți în trupurile noastre un anumit grad de neliniște. Până când părintele respins va putea fi răsimțit înăuntrul nostru într-un mod iubitor. Nici măcar nu avem nevoie să cunoaștem istoria exactă a familiei pentru a înțelege ce anume a declanșat sentimentul de respingere. Este clar că s-a întâmplat ceva care va împiedicat pe amândoi să fiți apropiați. Poate că mama mamei a murit când ea era mică sau poate mama a pierdut un frate sau a fost părăsită de marea iubire a vieții ei. Poate că ea nu și va dezvălui povestea și poate nu o vei afla niciodată. Chiar și așa, vindecarea relației tale cu ea te va ajuta să te simți mai întreg pe dinăuntru. E clar că ceva s-a întâmplat. E tot ce ai nevoie să știi. Și acest ceva te-a făcut să-ți închizi inima sau a făcut să-ți închidă ea, să-și închide ea inima. Sau poate și una și alta. Treaba ta este să te reconectezi cu iubirea pe care în mod natural ai simțit-o pentru ea când erai mic. În acest mod vei putea renunța la povara pe care probabil o duci în tine și care de fapt îi aparține ei. Vindegarea relației cu părinții noștri începe de obicei cu o imagine internă. Uneori, înainte să putem păși în lumea din afară, trebuie mai întâi să facem un pas în lumea noastră interioară. Ceea ce urmează este descrierea unei modalități de a porni acest proces. Cu toate că exercițiul se concentrează pe relația noastră cu mama, acest exercițiu poate fi făcut și vizualizându-l pe tata. Vizualizarea mamei și a istoriei ei Imaginează-ți că mama ta stă în picioare, în fața ta, la câțiva pași distanță. Întoarceți privirea în tine. Ce senzație ai în corp? Acum imaginează-ți că ea face trei pași mari și se oprește foarte, foarte aproape de tine, la câțiva centimetri de corpul tău. Ce se întâmplă fizic înăuntru tău? Corpul tău se deschide, se încordează sau vrea să se îndepărteze? Dacă răspunsul tău este că trupul ți se încordează sau vrea să se îndepărteze, este important să înțelegi că munca ta de a te deschide este acum responsabilitatea ta, nu a mamei tale. Acum vom lărgi perspectiva. Imaginează-ți-o pe mama ta stând din nou în picioare la câțiva pași de tine. De data aceasta vizualizează-o înconjurată de toate evenimentele traumatice prin care a trecut. Chiar dacă nu știi cu exactitate ce i s-a întâmplat, ai măcar o idee despre istoria ei familială și despre cât trebuie să fi suferit. Așteaptă puțin ca să poți intra cu adevărat în contact cu ceea ce trebuie să fi simțit ea. Închide ochii. Reamintește-ți toate poveștile din istoria familială a mamei tale. Vizualizează-o pe mama ta când era tânără, copil sau chiar bebeluș încordându-se în fața valurilor de pierderi, încercând să se protejeze de atacurile de durere. Ce simte corpul tău pe măsură ce percepi ceea ce trebuie să fi simțit ea? Ce senzații ai? Și unde apar ele în corp? Poți simți sau îi poți, îți poți imagina cum trebuie să fi fost pentru ea? Te mișcă emoțional acest lucru? spune i în sufletul tău, mamă, înțeleg. Chiar dacă nu înțelegi pe de întregul, repetă cuvintele, mamă, înțeleg. Gândește-te și spune în continuu următoarele cuvinte. Mamă, voi încerca să primesc iubirea ta așa cum este ea. Fără să o judec și fără să mă aștept să fie altfel. Ce simți când spui aceste cuvinte? Ce se întâmplă în corpul tău când îi adresezi aceste cuvinte. Este vreun loc din corpul tău care se destinde? Care simți cum se deschide? Sau cum se înmoaie? O relație apropiată cu părinții noștri nu doar că mărește gradul de confort și susținere pe care îl simțim în viața noastră, dar s-a demonstrat că se corelează și cu un bun nivel de sănătate. Rezultatele unui studiu longitudinal realizat pe o perioadă de 35 de ani la Universitatea Harvard au dovedit incontestabil modul în care calitatea relațiilor noastre cu părinții ne poate afecta sănătatea pe parcursul vieții. Mai exact, participanților li s-a cerut să își descrie relațiile cu fiecare dintre părinți folosind următoarea scală, foarte apropiată, caldă și prietenoasă, tolerantă sau tensionată și rece. 91% dintre participanții care au afirmat că relația lor cu mama lor este tolerantă sau tensionată au fost diagnosticați cu o problemă gravă de sănătate. Cifre similare au fost raportate și în privința participanților care și-au descris relația cu tatăl. 82% dintre participanții care au raportat relații tolerante sau tensionate cu tații lor au avut probleme grave de sănătate la vârsta mijlocie, spre deosebire de 50% dintre cei care aveau relații calde sau apropiate cu tații lor. În cazul participanților care au avut relații tensionate cu ambii părinți, rezultatele au fost uimitoare. 100% dintre ei au avut probleme grave de sănătate. Un alt studiu realizat la Universitatea John Hopkins a urmărit timp de 50 de ani, 1100 de studenți mediciniști, bărbați, și a constatat că ratele îmbolnăvirii de cancer se corelau strâns cu distanța pe care fiecare participant o simțea față de părinții săi. Nu doar că relația dificilă cu părinții noștri ne poate afecta sănătatea psihică, dar relația primară cu mama, deosebi, poate deveni tiparul după care ne vom modela relațiile de mai târziu. Povestea care urmează arată felul în care sentimentele nerezolvate față de mamă pot fi proiectate asupra partenerului de viață. Povestea trisiei. Relațiile trisiei erau toate de scurtă durată. Niciuna nu ținea mai mult de un an sau doi. Acum era pe punctul de a-și părăsi actualul partener. Este rece și insensibil, se plângea ea. Nu e niciodată lângă mine când am nevoie de el. Inconștient, trișia o descria pe mama ei într-un mod asemănător E distantă și indisponibilă emoțional Nu mă pot baza pe ea, să mă susțină Nu m-a iubit niciodată, așa cum aveam eu nevoie să fiu iubită De vină pentru eșecul ei în relații era respingerea trișiei față de mama ei Lucrurile nerezolvate în relația cu mama ei reapăreau inconștient la suprafață în relațiile cu partenerii ei erodând legătura pe care o avea și intimitatea pe care și-o dorea. Trișia nu putea să identifice vreun eveniment anume care să explice de ce o, respingea, o respingea pe mama ei. Totuși, lucrând împreună, ea a povestit că mama ei o descria adesea pe propria ei mamă, adică pe bunica Trișiei, ca fiind egoistă și indisponibilă emoțională. Povestea sună cam așa. Când avea doar un an sau doi, bunica fusese trimisă să locuiască la o mătușă, după moartea mamei. De multe ori, ea se simțise ca un intrus în noua ei familie și rămăsese plină de resentimente întreaga ei viață. Trisha a înțeles în sfârșit care este sursa lipsei de căldură a mamei. A înțeles pentru prima dată că și ea repeta pur și simplu tiparul familial al fiicei care nu primește ce are nevoie de la mama ei. Acest tipar reverbera în întreaga istorie, a cel puțin trei generații. Înțelegând mai în profunzime semnificația evenimentelor din spatele distanței mamei sale, Tricia a spus că pentru prima dată simțea compasiune pentru ea. Tricia și-a reconciliat relația cu mama și imediat a putut simți efectele reconcilierii în relația cu partenerul ei. A constatat că era mai puțin defensivă și că putea să rămână deschisă și prezentă, chiar și în momentele dificile. Putea să vadă cum proiecțiile care înaintau erau ascunse vederii ei. Dacă relația ta cu părinții este una tensionată, nu îți faci griji. Îți oferi instrumente care te pot ajuta să-ți repari legătura cu ei. Este important să nu te aștepți ca părinții tăi să fie alt cumva decât așa cum sunt ei. Schimbarea se va petrece în tine. Dinamica relației poate rămâne aceeași, dar perspectiva ta asupra ei va fi diferită. Nu e ca și cum ar trebui să te arunci cu nesăbuință în fața unui tren, ci mai degrabă e vorba despre a alege cea mai bună rută pentru această călătorie. 3. Ai suferit o ruptură la nivelul legăturii timpurii cu mama? Dacă o respingi pe mama ta, este posibil să fi trecut prin experiența unei întrerupere a procesului de formare a legăturii tale primare cu ea. Nu toți cei care suferă o ruptură a legăturii primare își vor respinge mamele. Cel mai probabil, în cazul în care ai suferit o întrerupere la nivelul creării atașamentului în această perioadă timpurie a vieții, vei simți un anumit nivel de anxietate atunci când vei încerca să te atașezi de partener în relația ta intimă. Această anxietate se poate traduce prin dificultăți în a menține o relație sau chiar prin absența dorinței de a avea vreo relație. S-ar putea traduce de asemenea prin decizia de a nu avea copii. Aparent, te putea plânge că a crește un copil implică prea mult timp și energie. La nivel profund însă te simți slab echipat pentru a oferi unui copil ceea ce ție însuți ți-a lipsit. De asemenea, întruparea legăturii mamă-copil la generațiile anterioare poate afecta legătura dintre tine și mama ta. Mama sau bunica ta a suferit o ruptură a legăturii cu propria mamă? Urmele acestei traume primare pot fi resimțite și la generațiile de mai târziu? Mai mult chiar, i-ar fi greu mamei tale să-ți dea ceea ce ea însăși nu a primit de la propria ei mamă. Dacă te simți înstrăinat de părinții tăi sau dacă au murit, S-ar putea să nu afli niciodată răspunsul la aceste întrebări, mai ales dacă erai foarte mic atunci când a avut loc ruptura. Rupturile timpurii, în general, pot fi greu de identificat, deoarece creierul nu este capabil să acceseze experiențele prin care trecem în primii ani de viață. Hipocampusul, acea parte a creierului asociată cu formarea, organizarea și stocarea amintirilor, nu își dezvoltă complet conexiunile cu cortexul prefrontal decât după vârsta de 2 ani. Drept rezultat, trauma unei separări timpurii poate fi stocată mai degrabă sub formă de fragmente, de senzații fizice, imagini și emoții, decât sub forma unor amintiri clare care să poată fi îmbinate într-o poveste. Fără o poveste, emoțiile și senzațiile sunt greu de înțeles. Câteva întrebări de când căutăm o legătură ruptă. S-a întâmplat ceva traumatic cât timp mama ta a fost însărcinată cu tine? A fost ea anxioasă, deprimată sau stresată? Părinții tăi au avut dificultăți în relația lor în timpul sarcinii? A avut loc o naștere grea? Ai fost născut prematur? A suferit mama ta de depresie postpartum? A fost separat? Ai fost separat de mama ta la scurt timp după naștere? Ai fost adoptat? Ai trăit o traumă sau o separare de mama ta în primii trei ani din viață? Ați fost tu și mama ta internați vreodată în spital sau forțați să stați separat? Poate ai stat un timp în incubator sau ți-au fost scoase amigdalele, ori ai suferit vreo altă intervenție medicală sau poate mama ta a trebuit să facă o operație. A suferit mama ta vreo traumă sau vreo perturbare emoțională în primii tăi trei ani de viață? A pierdut vreun copil sau vreo sarcină înainte să te naști tu? A fost atenția mamei tale concentrată asupra unei traume suferite de vreunul dintre frații tăi? Uneori, ruptura care apare la nivelul acestei legături nu este una fizică. Uneori, avem mai degrabă experiența unei rupturi de natură energetică în raport cu mama. Mama ar putea să fie prezentă fizic. Dar să fie distantă și inconsecventă emoțional. Prezența și constanța ei pe care mama le, le stabilește în primii ani de viață ai copilului sunt determinante pentru sănătatea psihologică și afectivă a copilului. Psihanalistul Heinz Kohut descrie modul în care strălucirea din ochii mamei care își privește bebelușul este acel vehicul prin care copilul se simte validat, recunoscut și poate începe să se dezvolte într-un mod sănătos. Dacă am trecut prin rupturile timpurii la nivelul legăturii cu mama, s-ar putea să fim nevoiți să căutăm indicii care apar în istoria de viața mamei noastre și care să se potrivească celor pe care le găsim în propria noastră istorie. Va trebui să privim în urmă și să ne întrebăm I s-a întâmplat mamei ceva traumatic care i-a afectat prezența de spirit. Era ea prezentă sau preocupată? A existat o deconectare în modul în care mă atingea, în modul în care mă privea, în tonul vocii. Am întâmpinat dificultăți de conectare într-o relație, mă închid, mă retrag sau resping apropierea. Suzana în vârstă de 30 de ani, mama a doi copii se crispa la gândul unei relații apropiate fizice cu mama ei. De când să știa, nu îi plăcuse niciodată ca acesta să o îmbrățișeze. Suzanne povestise de asemenea că ea și soțul ei nu erau afectuoși fizic. Îmbrățișările îți iau toată energia, zicea Suzanne. Când Suzanne avea nouă luni, ea a stat două săptămâni singură la spital din cauza unei pneumonii, iar mama ei a rămas acasă ca să aibă grijă de ceilalți frați. Din acel moment, Suzana a început în mod inconștient să se retragă în sine, respingând afecțiunea mamei. Suzan pur și simplu s-a protejat pe ea însăși ca să nu mai fie rănită și părăsită din nou. A fost crucial chiar și doar faptul că a putut să identifice rădăcina repulsiei pe care o simțea față de mama ei. După aceea, Suzan a putut să refacă legătura ruptă dintre ele. După ce a trecut prin experiența unei legături întrerupte, copilul poate fi ezitant când vine vorba să-și restabilească conexiunea cu mama. Modul în care această conexiune este restaurată poate crea un model de atașare și separare în relațiile lui viitoare. Dacă mama și copilul nu restabilesc complet conexiunea dintre ei, copilul poate rămâne ezitant mai târziu în viață, când va încerca să se atașeze de un partener. Eșecul restabilirii legăturii poate crea o inexplicabilă lipsă de apropiere, care aruncă o umbră asupra relațiilor de zi cu zi. Intimitatea și prietenia autentică par a fi de neatins. Un nou născut o percepe pe mama lui ca fiind întreaga sa lume. Separarea de ea este simțită ca o separare de viață sentimente de gol și de detașare, de pierdere, a speranței și de disperare, credința că e ceva cumplit de greșit cu noi înșine sau cu viața în sine, toate acestea pot fi generate de o separare timpurie. Prea imaturi ca să procesăm trauma, avem sentimente, credințe și senzații corporale care rămân vii în noi, fără o poveste care să le lege în trecut. Aceste experiențe infuzează multe dintre rănile, pierderile, dezamăgirile și despărțirile cu care ne confruntăm pe măsură ce înaintăm în viață. Mulți dintre noi nu putem vedea dincolo de imaginile dureroase din copilăria noastră și suntem incapabili să ne amintim lucrurile pozitive care ni s-au întâmplat când eram copii. Când suntem mici, trecem atât prin momente liniștitoare cât și prin momente tulburătoare. Cu toate aceste amintirile reconfortante, amintirea de a fi fost ținuți în brațe, de mama în timp ce ne alăpta, ne spăla sau ne legăna ca să ne adoarmă, sunt de multe ori blocate. În schimb, se pare că putem reaccesa doar amintirile dureroase legate de faptul că nu am primit ceea ce doream, că nu am primit destulă iubire. Există o logică pentru care lucrurile stau astfel. Când copiii mici, fiind, am trăit o amenințare la siguranța și securitatea noastră, corpurile noastre au reacționat ridicând apărări. Aceste apărări inconștiente devin apoi modul nostru automat de funcționare, orientându-ne atenția către ceea ce este greu sau supărător, în loc să înregistreze ceea ce ne liniștește. E ca și cum amintirile noastre pozitive rămân pe partea cealaltă a unui perete unde nu putem să ajungem, deoarece nu suntem capabili să existăm decât de o singură parte a peretului. Credem cu sinceritate că nimic bun nu ni s-a întâmplat vreodată. Este ca și cum am rescrie istoria, păstrând toate acele amintiri care ne susțin structura defensivă primară, acele apărări pe care le avem de atât de mult timp încât devenim ceea ce suntem noi înșine. În spatele baricadei inconștiente pe care ne-am ridicat-o se află dorința profundă de a fi iubiți de părinții noștri. Și totuși, mulți dintre noi nu mai reușim să accesăm aceste sentimente. Căci dacă ne-am aduce aminte momentele iubitoare și tandre pe care le-am trăit împreună cu părinții noștri, ne-am simțit vulnerabili și am riscat să fim răniți din nou. Astfel, chiar amintirile care ne pot aduce vindecarea sunt cele pe care în mod inconștient le blocăm. Biologii evoluționiști susțin această ipoteză. Ei arată că amigdala folosește în jur de două treimi din neuronii care o compun pentru a căuta posibile amenințări. Drept rezultat, Evenimentele dureroase și înspăimântătoare sunt mai ușor stocate în memoria noastră de lungă durată decât evenimentele plăcute. Oamenii de știință numesc acest mecanism automat privilegierea negativismului și este perfect justificat. Însă, supraviețuirea noastră depinde de capacitatea de a identifica potențialele atacuri. Așa cum spunea neuropsihologul Rick Henson, mintea este ca un. Velcro pentru experiențele negative și ca teflonul pentru cele pozitive. 4. Te-ai identificat inconștient cu un membru al sistemului tău familial altul decât părinții tăi? Uneori avem o relație puternică și iubitoare cu părinții noștri, și cu toate acestea nu suntem în stare să ne explicăm sentimentele grele pe care le avem. Presupunem că problema așa are originea înăuntrul nostru și că dacă săpăm destul de adânc în noi înșine, îi vom descoperi sursa. Până când nu descoperim evenimentul din istoria noastră familiară care l-a declanșat efectiv, putem retrăi tot felul de frici și sentimente care nu ne aparțin. Fragmente inconștiente ale unei traume și vom crede că sunt ale noastre. Povestea lui Todd Tod avea 9 ani când a început să înjunghe ca, na, canapeaua cu un stilou. În acel an l-a atacat pe un băiat din vecin cu un băț, provocându-i o tăietură pentru care a fost nevoit să stea în spital. În următorii câțiva ani, Tod a primit tratament atât cu medicamente cât și psihologic, dar comportamentele agresive au continuat. Avea cântat a lui Tod. Mi-a povestit și mi-a spus despre povestea propriului tată pe care spunea că îl detestase, a ieșit la iveală piesa lipsă din puzzle. Bunicul lui Todd era un om violent, nu doar că își bătea copiii, dar chiar și omorâse un om cu cuțitul într-o încăirare într-un bar. Bunicul nu fusese niciodată pus sub acuzare și rămăsese în libertate să-și trăiască viața după bunul plac, dar nu și urmașii săi. Todd, nepotul lui, devenise destinatarul. Inocent. Al unor sentimente violente care nu erau ale lui. El împărtășea o legătură inconștientă cu bunicul. O conexiune care ar fi rămas ascunsă dacă tatălui Todd nu ar fi explorat trecutul familiei. În ședința de terapie, Earl, tatălui Todd, mi-a dezvăluit că și tatăl tatălui său omoruse un om. Iar în generația de mai înainte, stră, stră bunicul lui omorise, la fel ca alții câțiva membri ai familiei sale, de către un moșier influent din orașul învecinat. Tiparul începea acum să capete sens. Tatăl lui Todd a început să înțeleagă că tatălui fusese doar unul dintre dinții roții de violență care continua să se învârte în familia sa. Cu această viziune mai cuprinzătoare, Earl a reușit probabil pentru prima oară în viața sa să simtă compasiune pentru tatălui. Mi-a spus că și-ar fi dorit ca tatălui să fie încă în viață ca să poată vorbi cu el despre istoria familiei lor. Earl s-a dus acasă și i-a împărtășit tot ce aflase lui Todd, care l-a ascultat cu atenție. Amândoi intuiau că ceva din toate cele povestite și împărtășite avea în sfârșit să-și găsească pacea această clarificare s-a dovedit a fi reală. După cinci luni, Earl m-a sunat și mi-a spus că tot nu mai lua medicamente și nu mai era violent. Dacă te identifici cu cineva din sistemul tău familial, e posibil să nu-ți dai seama de acest lucru. Identificările sunt inconștiente. Deci, este puțin probabil să faci legătura de unul singur. Jess și Cratcher pe care i-ai întâlnit în paginile de început ale acestei cărți, erau și ei purtătorii ale unei identificări cu membrii din sistemul lor familial. La fel și Megan. Iată povestea lui Megan. Megan s-a căsătorit cu Din la 19 ani și a crezut că relația lor avea să dureze pentru totdeauna. Într-o zi când Megan avea 25 de ani, l-a privit pe Din cum stătea în cealaltă parte a mesei, în bucătărie, și a simțit o emoție paralizantă. Sentimentele ei pentru Din dispăruseră. După câteva săptămâni, Megan a depus actele de divorț. Realizând că dispariția bruscă a iubirii ei pentru Din era aberantă, a căutat ajutor psihologic. Suspectam o poveste de familie de care nu-și dădea seama, și am început să cercetăm. Spre norocul ei așa era, legătura pe care Meghan o făcea era ușor de văzut. Bunica lui Meghan avea doar 25 de ani, când soțul ei, iubirea vieții ei, a murit înecat la o partidă de pescuit. O crescuse singură pe mama lui Meghan și nu se mai recăsătorise niciodată. Marea tragedie din familia lor era moartea neașteptată a soțului bunicii. Povestea era atât de familiară încât Megan nici nu se gândea vreodată la efectele pe care le avea asupra sa. Când Megan a realizat că retrăia povestea bunicii ei, cu tot cu singurătatea neașteptată, cu tot cu pierderea și amorțeala sufletească profundă, a început să clipească și să-și frece fața. I-am dat tot timpul de care avea nevoie pentru a permite înțelegerii să-și facă efectul. După multe secunde a urmat o serie de respirații rapide, câteva minute mai târziu răsuflarea a început să îi se prelungească. Trebuie să-i spun asta lui Din. După câteva zile a sunat și mi-a spus că ceva se schimbase înăuntru ei, sentimentele ei. Pentru Din, renviau. Este important să o spunem din nou. Nu toate comportamentele pe care le manifestăm își iau de fapt originea în noi înșine. Ele pot foarte ușor să aparțină unor membri ai familiei care au trăit înainte noastră. Putem doar să simțim aceste sentimente în locul lor sau să le împărtășim. Le numim sentimente prin identificare. Te-ai identificat cu un membru al sistemului tău familial? Este posibil să simți, să te comport, să suferi, să-i spășești sau să porți doliu cuiva care a trăit înaintea ta? Ai simptome, sentimente, comportamente care sunt greu de explicat? Vinovăția sau durerea îl împiedică pe unul dintre membrii familiei să iubească pe cineva sau să jelească pierderea unei persoane iubite? A făcut cineva ceva care a dus la respingerea sa de către familie? A existat o traumă de familie, un eveniment? care să fi fost prea îngrozitor, dureros sau rușinos, să se poate vorbi despre el? Ai putea oare să fii cumva conectat cu acest eveniment, să trăiești o viață asemănătoare? Este posibil să retrăiești trauma acestui membru al familiei ca și cum ar fi a ta? Cum sunt puse în scenă cele patru teme? Să ne imaginăm un scenariu ipotetic. Mai întâi are loc o tragedie. Fratele mai mare al unui copil de doi ani moare subit, lăsând în urmă părinți îndoliați și un frate mai mic pentru a înțelege ceva din ce se întâmplă. Este un lucru foarte dureros de imaginat, dar pentru copilul supraviețuitor, acest eveniment poate activa una sau mai multe din cele patru teme. De exemplu, copilul ar putea respinge pe unul dintre părinți. În durerea sa, oricare dintre părinți își poate pierde voința de a trăi. Poate că tatălor, mama, începe să bea pentru a-și amorți durerea sau începe să petreacă mai mult timp plecat de acasă. Poate că ar fi împreună cu familia, le intensifică durerea pe care nu o poate suporta. Poate că se învinovățește pe ei înșiși pentru ceva ce ei cred că a dus la moartea fiului. Sau în secret să învinovățesc unul pe celălalt. Poate că acuzații, precum nu ai găsit doctorul potrivit, trebuia să-l supraveghezi, îi fac să se frământe în sufletul lor. Dar aceste acuzații nu sunt rostite. În orice caz, copilul supraviețuitor simte vârtejul de emoții al părinților, furiile, retragerile în sine pot fi resimțite ca și cum lumea s-ar prăbuși. Drept răspuns, în încercarea de a se proteja de aceste sentimente copleșitoare, copilul se poate disocia de ele sau își poate construi în corp o armură contra lor. La doi ani, nu are cum să înțeleagă amploarea în tragediei. Pierderea atenției părinților lui poate fi tulburătoare pentru el, poate chiar ca o amenințare la viața lui. Mai târziu, le-ar putea reproșa rana sau distanța pe care a simțit-o, fără să țină seama de ceea ce s-a întâmplat și cât de greu trebuie să le fi fost lor. Copilul poate avea experiența unei legături rupte cu mama. Șocul morții fratelui mai mare probabil că i-a sfâșiat mamei inima. Îndurerată și disperată, ea ar putea să dispară în mai multe săptămâni, fragmentând legătura tandră, puternică pe care o are cu copilul ei de 2 ani. Un asemenea eveniment ar putea să tulbură legătura pe care copilul a trăit-o până în acel moment și ar putea să întrerupă dezvoltarea neuronală crucială care are loc în corpul și în creierul lui la vârsta de doi ani. La acea vârstă nu ar putea înțelege enormitatea tragediei care a dus la devierea atenției mamei lui. Tot ce ar putea simți el este că până la un moment dat lumina ei era îndepărtată și că deodată s-a stins. Substanțele chimice care au rolul de a pune în gardă ar exploda în corpul lui, menținându-l în stare de alertă. Ar putea deveni atunci neîngrăzător față de ea, temător, îngrijorat că ea ar putea dispărea din nou în orice clipă. Copilul poate fuziona cu durerea mamei sau a tatălui. După moartea fratelui mai mare, copilul rămas în viață ar putea resimți povara durerii ca și cum ar fi a sa. Efectele în cascada ale suferinței ar putea rigidiza întreaga familie. Într-o încercare oarbă de a eșua durerea părinților săi, ar putea încerca să preia el depresia mamei sau suferința tatălui, ca și cum ar avea vreo putere magică dar le lua asupra lui. Ca și cum ar zice, mami, tati, dacă mă încarc și eu cu durerea voastră sau dacă mă încarc eu cu ea în locul vostru, asta vă va face să vă simțiți mai bine. Încercarea lui, desigur, nu ar avea succes. Copiii care împărtășesc durerea părinților lor în general fac acest lucru în mod inconștient. Ei funcționează în virtutea unei pure iluzii că și-ar putea salva părinții. Loial instinctiv, copiii repetă adesea supărările părinților lor și le retrăiesc necazurile. Aceste legături de loialitate, cum le numește Hellinger, pot fi apoi transmise la câteva alte generații, transformând moștenirea familiei într-o moștenire de nefericire. Copilul se poate identifica cu fratele mort. Când moare un copil, o pătură de durere acoperă întreaga familie. Valurile insuportabile blochează exprimarea vitalității și a fericirii. Copilul care rămâne în viață ar putea chiar să înceapă să meargă în vârful picioarelor în jurul părinților, în tentativa de a evita durerea și lipsa de sens, membrii familiei ar putea încerca să nu se gândească la copilul mort și chiar să refuze să-i rostească numele. Astfel, copilul este exclus, creând un teren fertil în care poate prinde rădăcini identificarea. Hellinger ne arată că unul dintre copiii care se nasc mai târziu în sistem ar putea să exprime ceea ce familia are reprimat. Acest lucru înseamnă că. Copilul supraviețuitor poate ajunge să se simtă deprimat sau fără chef de viață, rupt de propria sa ființă, ca și cum nu ar exista. Ceea ce ar fi similar cu modul în care familia l-a perceput pe fratele mort. Copilul rămas în viață ar putea să se simtă ca și cum ar fi ignorat sau nevăzut în familie, sau ca și cum nu ar fi important sau nu ar conta. Ar putea exista. Și ar putea chiar să înceapă să capete unele trăsături ale copilului, ale fratelui mort, exprimând personalități, boli sau traume. Identificat inconștient cu el, ar putea simți cum mi se diminuează entuziasmul sau cum forța vitală îi este tot mai limitată. Ca și cum legat de fratele său, printr-o empatie tăcută, copilul rămas în viață și ar spune: Dacă tu n-ai putut trăi, atunci nici eu nu voi putea trăi împlinit. Am lucrat cândva cu o femeie care fusese născută la mai puțin de un an, după ce fratele ei mai mare se născuse mort. Copilul mort nu îi fusese dat un nume și niciun loc în familie. Familia susținea că are doar doi copii: pe clienta mea și pe sora ei mai mică. Clienta mea susținea că nu avea decât o soră. Cu toate acestea, suferea de sentimentul că nu aparținea acestei familii. Mă simt ca un intrus în familia asta, zicea ea, de parcă nu aș avea loc în ea. Cu toate că nu avea cum să-i demonstreze că e adevărat, se pare că ea trăia experiența fratelui ei de a fi fost exclus din familie. După ce am lucrat împreună, mi-a spus că sentimentul de a nu aparține i s-a dizolvat. Identificări cu acestea ne pot modifica în mod semnificativ cursul vieții. Fără să bănuim și fără să ne dăm seama, trăim aspecte ale traumelor familiei noastre. Aceste experiențe nu sunt obișnuite, neobișnuite. Mulți dintre noi trăim fără să vrem, prin empatie, cu membrii familiei noastre care au suferit traume grele. Când suferința ne tulbură, trebuie să ne punem întrebarea: De fapt, ale cui? Sunt sentimentele pe care le simțim. Cele patru instrumente ale hărții limbajului nucleu Una dintre cele mai mari enigme în rezolvarea traumei este faptul că sursa rămâne de multe ori ascunsă. Fără un context care să dea un sens sentimentelor noastre, adesea nu știm ce pași să urmăm. Limbajul nucleu poate aduce sursa traumei la vedere, astfel încât să ne putem desprinde de retrăirea trecutului. În paginile care urmează vei începe să-ți construiești harta limbajului nucleu. Vei urma un proces pas cu pas care folosește limbajul tău, cuvintele pe care tu le rostești pentru a te ajuta să identifici sursa sentimentelor pe care ți-a fost poate greu să ți le explici. Sunt patru pași de parcurs pentru a-ți întocmi harta limbajului nucleu. La fiecare pas vei primi un nou instrument. Fiecare instrument este conceput astfel încât să extragă informații noi. Iată instrumentele: 1. Nemulțumirea nucleu, 2. Caracterizări nucleu, 3. Sentința nucleu și 4. Trauma nucleu. În următorul capitol, Vei învăța să găsești indiciile din cuvintele nemulțumirii tale nucleu. Vei învăța să analizezi și să descifrezi ce ți aparține ție și ce îți din istoria familiei tale. Făcând astfel, vei începe să rupi transa traumelor din trecut și să înveți să plasezi sentimentele și simptomele asociate acestora în contextul istoric corect.